Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit! Pentru întâlnirea din această seară, vă invităm să discutăm în detaliu despre evenimente culturale. Cât de mult se muncește pentru o astfel de manifestare, cât de multă lume implică organizarea unui eveniment de acest gen, dar dincolo de asta, care este scopul evenimentelor culturale și dacă societatea românească de astăzi simte acut nevoia astfel de evenimente. Invitat la discuția din această seară este domnul Elefteriu Eduard. A revenit la noi în urma unei invitații adresate într-o emisiune anterioară, după cum știți. Bună seara, bine ați revenit, domnul Elefteriu. Bună seara, bine v-am găsit. De această dată, domnia sa a venit însoțit de două tinere talente locale care au obținut premii frumoase în cadrul festivalului În grădina cu flori multe de la Cernăuți, eveniment despre care vom discuta pe larg în cadrul întâlnirii din această seară. Să le cunoaștem, este vorba despre Elena Cucoș. Bună seara, Elena! Bună seara! Bine ai venit, deci pentru prima dată la dialoguri esențiale, dar te mai așteptăm și cu alte ocazii. Și Petruța Sacară. Bună seara, Petruța! Bună seara și bine v-am regăsit! Bine, ai revenit la noi, ai venit încărcată de cupe și de medalii, semn, și diplome, semn că între timp, de la ultima noastră întâlnire și până astăzi, ai cucerit multă lume și multe scene. Da. Felicitări, vom discuta la momentul potrivit și despre aceste rezultate, pentru că așa se cuvine, domnul Elefteriu, începem cu cei mai experimentați. Discutăm așadar despre evenimente culturale. Unul s-a întâmplat de curând, ați fost partener în organizarea acestui eveniment. Vă las pe dumneavoastră să ne spuneți pe larg despre ce eveniment este vorba. Așa cum începusem să povestim și în emisiunea trecută, în perioada 8-10 iunie a avut loc la Cernăuți Festivalul Internațional de Folclor În grădina cu flori multe. Un festival care a început să muncim de mai mult de 6 luni. Pentru următoarea ediție am început de pe acum să muncim. Iată. Nici nu se cheie bine un proiect, că începe altul. Sigur că ne-am dat seama împreună cu partenerii noi și de la Cernăuți, cu Centrul Cultural Perla, că un astfel de festival, pe măsură ce trec edițiile, implică nevoi mai mari, mai mulți participanți, apar tot felul de lucruri pe care noi încercăm să le îmbunătățim de la ediție la ediție. Anul acesta, Festivalul de Folclor a fost organizat de Centrul Cultural Perla din Cernăuți, în parteneriat cu Asociația Prosmic din Moțca, cu finanțare de la Consiliul Județean Iași, de la Consiliul Județean Suceava. Am mai avut o serie de parteneri media, Real TV, partenerii din Impact FM și încă alții parteneri din diverse zone ale țării. La acest festival au participat tineri din Republica Moldova, din Ucraina, din România, din Sicilia, din România au fost din Iași, din Suceava, din Târgoviște, de la Huiedin, dacă vreți să mă mai ajutați voi, poate am uitat. Cluj, Târgu Mureș, Bistrița. O manifestare destul de amplă, totalizând câți participanți, dacă aveți de o cifră? 30 de participanți, iată, împărțiți pe categorii de vârstă, împărțiți pe categoria soliști vocali și instrumentiști. Au fost în jur de 10-15 participanți la fiecare categorie de vârstă. Aceștia au fost în faza finală, dar vreau să vă spun, a fost o etapă de preselecție anterioară, o etapă de preselecție, da? În care am, nu pot să spun că i-am refuzat, dar nu s-au putut califica în etapa finală aproximativ 80 de
tineri, 80 de copii decenți, le-au fost mult mai mari. La câta ediție este festivalul în Grădina cu Flori Multe? A fost cea de-a 13-a ediție, finalizată. Dar iată una cu noroc pentru, cel puțin da, pentru participanții din zona noastră și cu mult talent, nu doar noroc. Au fost cu noroc pentru că au venit și cei din Italia. Noi la anul așteptăm mai multe asociații, mai mulți tineri din diverse zone ale Italiei, pentru că știm că românii și-au făcut o a doua acasă, da, cel puțin în Italia. Da. Cei din Sicilia promovau în special zona Olteniei. Au venit cu un ansamblu de dansuri și au propus la anul să vină și cu ansamblu mai mare, complet și cu soliști vocali. Și neapărat cu muzică din Moldova. Foarte frumos. Pentru că e mai antrenantă, așa, au muzica din zona au Moldovei. Au constatat că muzica din Moldova, ei nu au avut prea mult contact cu folclorul din Moldova, zonă, da, instructorul fiind oltean, copiii majoritatea provenind din zona orașului Corabia, dar le-au plăcut muzica din Moldova, atât cea din Republica Moldova, cât și din zona noastră, mai ales a Bucovinii. Spuneați că munca pentru organizarea acestui festival a început cu luni bune în urmă. Care au fost atribuțiile dumneavoastră ca partener în acest proiect? Asociația noastră, în primul rând, s-a ocupat de partea de cererea de finanțare adresată Consiliului Județean Iași. Vă dați seama, e cam greu de obținut o finanțare de o asociație din România, de la un Consiliu Județean, pentru organizarea unui festival în altă țară. Sănătate, cumva, dar da, consilierii județeni au înțeles că e nevoie de să-i sprijinim pe cei din, pe românii din Ucraina, pe românii din Republica Moldova și au împreună, era probabil singura modalitate de a organiza un astfel de festival. Am avut o colaborare destul de strânsă atât cu membrii Comisiei de Cultură, cărora țin să le mulțumesc, din cadrul Consiliului Județean Iași, cu doamna secretară a Consiliului Județean Iași, cu domnișoara director al Direcției Finanței în cadrul Consiliului Județean. Ne-au sprijinit, ne-au îndrumat, am găsit, pentru că apar tot în formularea cererilor de finanțare, apar tot felul de lucruri, de noutăți și ne-au sprijinit astfel încât să fie legal totuși să nu întâmpinăm probleme. Deși am avut o finanțare oarecum mai mică față de, că nu suntem parteneri la prima ediție, suntem la cea de-a treia, am avut o finanțare mai mică, tăind cheltuielile pentru deplasare, dacă anul trecut am reușit să transportăm copiii din România cu un microbuz, anul ăsta nu ne-am permis, am apelat la mașinile noastre, la mașinile părinților, copilor care au participat, care țin să le mulțumesc. Și familie Mureanu și familie Cucoș, domnul Secară, au mers cu mașinile și ne-au sprijinit, pentru că noi o trebuie să asigurăm și transportul celor din Catania. Erau 4 copii și 2 adulți și vă dați seama că aveam nevoie de mijloace de transport. Mașini suplimentare, da? Și s-a găsit înțelegere și s-a creat așa o unitate în cadrul echipei care a plecat de aici din România și echipă. S-a realizat nu numai transportul, ci toate etapele acestei acțiuni în condiții de maximă siguranță și pentru copii și pentru ceilalți participanți. Aș vrea să cer părerea și fetelor despre participarea lor la acest festival. Care sunt impresiile cu care v-ați întors și ce a însemnat pentru voi să obțineți un premiu, iată, important, fiecare dintre voi, la un festival internațional, pentru că participarea, am aflat, a fost din multe zone ale Europei. Elena? Pentru mine a însemnat un nou pas înainte, da? Da. Și un nou premiu. Așa, și cu ce impresii te-ai întors? Ce ți-a plăcut cel mai mult în această vizită în Mie mi-a Ucraina? Plăcut cel mai mult tot ce am vizitat, seara prin oraș și... Și pe scenă cum te-ai simțit? Perfect. Cu emoții multe sau fără? Ai reușit să le ții în frâu? Da. Ai reușit, da?
Premiul pe care tu l-ai obținut, ce premiu este? Mențiune. Este o mențiune. Ce ai interpretat acolo? Un cântec popular. Unul singur? Da. Ne poți interpreta din acel cântec sau dintr-un alt cântec care îți place ție foarte mult, un fragment, așa ca să ne bucurăm și noi de înzestrarea ta. De Doamne sunt mor de sară, tararai, rai, ra, la trizâli sunt orchiară, tararai, rai, ra. De Doamne sunt mor de sară, tararai, rai, ra, la trizâli sunt orchiară, tararai, rai, ra. Să văd lumea și grăiești, tararai, rai, ra, badea pișinii iubești, tararai, rai, ra. De-o iubi una ca mini, tararai, rai, rai, ra, dă-i Doamne șole de ghini, tararai, rai, ra. De-o iubi una ca mini, tararai, rai, rai, ra, dă-i Doamne șole de ghini, tararai, rai, ra. De-o iubi una mai ră, tararai, rai, ra, rămâi numai cu e, tararai, rai, ra. Foarte frumos, mulțumim! Am înțeles de ce a fost cucerit juriul de vocea ta, ești foarte talentată. Petruța, pentru tine cum a fost participarea la festivalul de la Cernămuți? Pentru mine participarea a fost mirifică. Așa, de ce? Te-a fascinat tot ce ai văzut acolo, da? Povestește-ne! Cum am vizitat unele orașe, biserici chiar, mănăstiri și toate locurile de prin Ucraina. Locurile sunt foarte frumoase, da? Pe scenă cum a fost? Ai fost de foarte multe ori pe scenă până acum. Mai ții minte? Da. Ai o cifră așa socotită? Acum sunt multe festivale. Sunt foarte multe, da. De aceea sunt foarte curioasă, nu, să aflăm cum te-ai simțit de data asta pe scenă? Păi pe scenă n-am avut emoții și am fost apreciată. Pe locul meu și apreciată și mi-a plăcut pe scenă. Câți concurenți au fost la secțiunea la care ați fost înscrise voi? La categoria voi? Mea de vârstă și a Elenei am fost 17 copii. Așa, și din seria acestor 17, tu te-ai clasat unde? Eu m-am clasat pe locul întâi. Felicitări! Ne-ai obișnuit cu cu această poziție în clasament, ca să spun așa. Și titlul de laureat al festivalului, În grădina cu flori multe. Foarte frumos! Felicitări și mult succes. Mulțumesc. Mai departe la celelalte participări. Spune-mi dacă dintre concurenții care au participat a fost vreunul care te-a impresionat în mod deosebit sau de care ți-a fost frică? Păi nu mi-a fost de nimeni frică. Așa? Ești foarte sigură că ai tot ceea ce trebuie ca să fii câștigătoare de fiecare dată. Revenim la domnul Elefteriu. Da. Vis-a-vis de program, înțeleg din ceea ce ne-au împărtășit fetele, faptul că au avut și alte activități pregătite, nu doar cele din cadrul festivalului. Da, pe lângă competiția propriu-zisă, au mai fost, copiii au participat la o paradă a portului popular prin Cernăuți. Noi am mers după terminarea tuturor galei premierilor, am mers, am făcut o vizită atât prin oraș, cât și la niște obiective din apropierea Cernăuțului, din Herța. Tot programul însumând 3 zile de stat în Cernămuți, da, de cazarea și transportul concurenților, ocupându-vă dumneavoastră organizatorii. Da. Deci cheltuielile cel puțin pentru familiile care au înscris copiii. Părinții și-au plătit nu au fost o mică parte foarte mari. Am înțeles. Din cazare și masă. Cam mai puțin de jumătate din cât ar fi fost costurile, pentru că a fost un număr mare de copii participanți și atunci am fost nevoiți să acoperim anumite costuri, s-au eliberat chitanțele normal și imediat banii au plecat la serviciile de cazare și masă. În rest, ce să vă spun, emoțiile au fost mai mult pentru noi. Pentru adulți.
discutam înainte de emisiune, că nu aveți nicio o filmare foarte clară. Atât tatăl Petruței, cât și tatăl Elenei, tremurau efectiv. Au tremurat în timp ce antrenorii de la echipele de fotbal sunt mici copii pe lângă părinți, bat ritmul, îndeamnă copilul să zâmbească. Așa, la fel era și instructorul celor din Sicilia. Am stat cu camera, am filmat câteva cadre, era exact ca un antrenor de fotbal, bătea ritmul, ridica mâinile, să zâmbească copiii, încerca să îi încurajeze. Competiția a fost destul de strânsă. Petruța spune că nu a avut frică, nu i-a fost frică, dar a fost competiția strânsă, foarte cu toți strânsă, copiii da. Foarte buni. Având în vedere că s-a făcut înainte o preselecție, cu siguranță în această fază nu au ajuns decât cei mai buni și copii care... Și bine pregătiți. Foarte bine pregătiți, copii care evoluează de la an la an, copii care sunt obișnuiți cu scena, misiunea jurului a fost extrem de grea. Jurul a fost format din 6, cum să le spun eu, mai mult decât specialiști, profesori universitari, interpreți de folclor din România, din Republica Moldova și din nordul Bucovinei. Care au fost criteriile cu foarte mare greutate în decizia jurului? Ce s-a urmărit prin acest festival? La fiecare concurent în parte. Deci se urmărește totul de la ținuta în care sunt îmbrăcați. Costumul autentic, da? Să fie amprenta zonei pe care o reprezintă. Deci este un festival care pune foarte mult accent pe promovarea autenticității. Exact, nu promovăm orice, tot, ci... Nu. Diferențele de la an la an sunt foarte mari. Am vorbit cu domnul Levcic în acest an, sper la următoare întâlniri, să punem filmările de la prima ediție, când copiii veneau în pantaloni de trenic și o cămașă albă, spuneau că e costum popular, și ce acum. Domnul Ardăleanu, președintele jurului, directorul Centrului de Promovare a Tradițiilor de la Iași, a avut un rol greu în această ediție. Mă întâlneam spre seară așa cu el, foarte obosit, pentru că trebuiau căutate niște criterii care să facă departajarea. Și de asta nu că au fost nemulțumiți. Fiecare dintre copii, în afară de Petruța, că nu putea lua mai mult, dar și Elena și celelalte două participante din echipajul nostru, de care n-am spus nimic, din păcate, până acum, dar vom spune, meritau poate un loc mai sus în clasament. Ele fiind clasate acum, este vorba despre Mălina. Mălina Balcan și despre Celea Ungureanu. Și care au fost clasate? Pe locurile 3. Da. A contat foarte mult momentul. Și emoțiile, dar momentul a contat foarte mult. Poate dacă ar fi cântat a doua zi sau o zi înainte, să fi avut mai puține emoții, erau alte rezultate, dar toți copiii prezenți, tot echipajul Iașului, merită felicitări și eu sunt sigur că încă la următoarea ediție vor fi mai buni. Păi din toți participanții, înțeleg că doar Petruța a mai participat la o ediție anterioară. Da. Celelalte trei, fiind la prima participare, era firesc să se manifeste cu atât de multe emoții. Dar nu cred că locul 3 nu spune ceva, totuși, locul despre condițiile acestui festival. Da, este înseamnă un loc foarte mult. Foarte bun, foarte bun. Un loc 3 la acest festival ar însemna locul 1 la un festival, festival național, da. Unde, să spunem așa, atitudinea jurului e mult mai îngăduitoare, pentru că nu e concurența aceasta. Da, a fost concurența foarte mare, foarte mare. Dacă ați văzut ce costume aveau copiii din Ardeal, din Republica Moldova, nu mai vorbesc de cei din zona Bucovinei. Costume vechi, costume de valoare, foarte scumpe și copiii în care s-a investit în primul rând suflet.
Este cea de-a 13-a ediție, după cum ați spus. Care credeți că a fost factorul care a determinat creșterea pretențiilor jurului, ca să spunem așa, de la un an la altul, în afară de numărul de participanți, că de la un an la altul au fost din ce în ce mai mulți? Atitudinea domnului Ardeleanu. Domnul așa. Ardeleanu a avut un rol foarte important în evoluția acestui festival, și el și domnul Levcic. Domnul Levcic n-a făcut parte din jur, fiind organizator. Așa este corect. Nu ar mai fi avut timp, efectiv, și nici nu era corect. Avea foarte mulți copii de-a lui care participau și nu se putea. Domnul e vorba Ardeleanu, și de obiectivitate, sigur, la o astfel de competiție. Domnul Ardeleanu este genul de om care îți reproșează imediat. Costumul tău nu e de la Ruginoasa sau de la Moțca. Un exemplu, da. Ăsta e din zona Hărmănești. Cunoaște foarte bine zona. Am înțeles. Dar nu poți să mergi cu improvizații. Știu situații când domnul Ardeleanu a mers la un muzeu al satului și a spus: covorul ăsta n-ar ce căuta aici. Da, e vechi. Că nu e din zonă. E vechi. Dar nu e, nu, tu nu vezi care e din polistiren, ce să caut într-un muzeu. Corect. Da. E un om un care specialist știe care lucrurile, da? Cere până la urmă implementarea acestei conștiințe, că ceea ce este autentic este valoros. Nu ne putem baza pe orice pe făcătură, da. Da, pentru că asta până la urmă nu face decât să dăuneze culturii, pentru că iată, despre cultură și evenimente de acest gen discutăm în această seară. Pentru că am provocat-o mai devreme pe Elena să ne interpreteze un fragmentel din ceea ce ea a cântat la festival sau din ce îi place ei mai mult. Această piesă a interpretat-o, da, la festival? Am înțeles. Ar vrea să o ascultăm și pe Petruța. Petruța, ce ne cânti? Vă voi cânta un fragment dintr-o doină. Așa, ai participat la concurs cu această doină sau ai fost în altă parte? Am participat în altă parte. Am înțeles, dar este o piesă care îți place ție foarte mult. Da, este o piesă care îmi place mie foarte mult și este nouă. Ok, te ascultăm atunci. O fost și-am zis verde la mâioară și-am zis verde la mâioară. Doină de sub umbră vioară, doină de sub umbră vioară, dar e mi focul din inimioară, e-mi focul din inimioară. Doină, doină, cântic dule și când te aud, nu m-aș mai duși. Recunosc că m-au trecut fiorii de la prima măsură în interpretarea ta. Felicitări, Petruța! Mulțumesc. Ne-ai încântat, ai crescut foarte mult. De câți ani cânti? Ai crescut foarte mult în ceea ce privește interpretarea. Ești aproape un artist desăvârșit pe tehnica de interpretare, atât cum mă pricep eu așa, ca simplu spectator. De câți ani te pregătești? Acesta este al doilea an. Al doilea an. Da. Înseamnă că îndrumătorii cu care ai lucrat până acum au știut cât să-ți dea și ce să-ți dea pentru ca tu, da, să ajungi doar în 2 ani la acest nivel. Eu sunt încă sub impresiile plăcute pe care ni le-ai creat, așa că îmi îngădui să revin la domnul Elefteriu și să vă întreb așa, din culise, dacă au fost și dificultăți în această călătorie spre Cernăuți sau în ceea ce privește organizarea evenimentului propriu-zis? Nu le spune dificultăți. Au fost o... aspecte la care să fiți da, atenți. Da, eu îmi reproșez eu. La ediția următoare. Trebuia, cei din Catania, din Sicilia, au avut o problemă. Ei nu li s-a cerut, n-au știut că pentru a scoate copiii din România avea nevoie de cazier judiciar. Și am fost nevoit, i-am lăsat în Siret. În localitatea de la Graniță. M-am dus la Cernuț, am mers cu restul echipei.
Dar nu i-am lăsat în Siret, mi-am găsit un... Cu siguranță. O cazare. Erau copiii, cei patru copii și îndrumătorul, și a doua zi m-am întors după ei, după ce și-a scos cazierul. Era foarte simplu de scos, dar nu s-a știut. Vina a fost a mea, pentru că eu știam că trebuie cazier, dar presupuneam că și ei știu, nu au probleme din Sicilia în România, ci din România se scoate în afară. Și oricum le trebuiau, și când s-au întors înapoi de la autopensie, merg înapoi spre Sicilia. În rest, nu au fost probleme, totul a decurs conform planului nostru. Au fost, poate au avut, au întârziat cu masa o oră, două, dar din cauza faptului că acești copii trebuiau să meargă să evolueze pe scenă, dar până la urmă, nu cred că au suferit de foame prea mult sau de sete. Nici n-au avut timp să plictisească prea mult, pentru că am încercat să-i antrenăm în tot felul de activități, astfel încât să scape de emoțiile inerente unui astfel de eveniment. Vreau să le întreb pe fete dacă ați legat prietenii cu participanții, ceilalți participanți la concurs, atât cei de vârsta voastră, cât și alții. Bănuiesc că ați intrat în vorbă și cu cei mai mari, Petruța, nu? Da, păi eu m-am împrietenit cu cei de la categoria mea de vârstă și cu ceilalți de la alte categorii și acum suntem buni prieteni. Ți-ai creat așa legături de prietenie și cu cei din, de peste graniță, de la Cernăuți, da, sau din Sicilia? Da. Păstrați legătura? Da, păstrăm legătura pe Facebook. Am înțeles, e foarte la îndemână. Elena? Da, și eu am legat multe prieteni. Iată o altă... parte îmbucurătoare, nu? A participărilor de acest tip. Cum ați simțit voi emoțiile părinților în această competiție, Elena? Eu emoțiile părinților le-am simțit mai mari decât ale mele. Da? Da. Și ce ai făcut ca să-i ajut să depășească momentul? Am încercat să-i încurajez. Adesea copiii se dovedesc mult mai puternici decât adulții, să știți. Petruța? Păi, tatăl meu... Însoțitorii tăi au mai avut emoții după atâtea participări sau nu? Da, tatăl meu are foarte mari emoții când intră pe scenă și de fiecare dată îl încurajez și zic, nu mai avea emoții, dacă nu am eu, nu trebuie să ai nici tu. Foarte frumos, dar tot nu reușește tata să se abțină, dovadă faptul că filmulețul este tot dintre acela tremurând, așa, da. Realizat. E firesc să fie așa, atunci când veți fi părinți, veți înțelege și voi ce înseamnă să ai emoții pentru copilul tău. Petruța, pentru că ai venit cu toate, sau mă rog, cu cele mai importante premii ale tale, spune-ne despre ce este vorba, ce ai acolo. Este vorba despre diploma de gradul întâi la Cernăuți și titlul de laureat al festivalului. Cupa și medalia aceea mai mică, da? Da. Bun. Și cupa și mai mare ce reprezintă? Cupa mai mare reprezintă trofeul festivalului Dragne Cântecul și Jocul de la Pașcani, de pe data 27 mai 2017. Am înțeles. Felicitări pentru ambele realizări. Și diploma mai mică? Diploma mai mică este diploma de la școală, diploma de absolvire. A clasei? A treia. A treia, deocamdată, așa, vis-a-vis de activitatea voastră școlară. Eu am o foarte mare curiozitate, sunteți foarte solicitate pe latura asta artistică, nu? A activității voastre. Elena, mai ai timp și pentru școală? Nu te încurcă școala? Nu, primul loc este școala și apoi muzica. Deci vă puteți face timp suficient pentru pregătire, dar, de exemplu, într-o săptămână, câte ore dedici tu pregătirii pentru un festival sau pentru un concurs, în general? Și două și trei pe zi. Pe zi, două, trei ore pe zi. Am înțeles. Petruța? La tine nu mai e nevoie de atât de mult antrenament, la mine e de nu? De două ori pe săptămână și într-o zi din săptămână fac două ore. Și lucrezi intenționat, adică mă pregătesc pentru festivalul X sau în general așa? Și în general, dar și pentru festivalul. Și pentru că ai spus că te pregătești pentru festivalul, ce urmează? Urmează un festival la Tomești. Așa. Când vei participa? Voi participa duminică. Deci foarte curând. Dintr-un festival într-altul. Da. N-ai ajuns bine
de la Cernăuți, că pleci la Tomești. Da. Bun, succes mult acolo. Mulțumesc. Și mai departe? Mai departe încă nu mai am planuri. Vom vedea, începe Vom vedea. Vacanța, nu? Da. Începe vacanța și trebuie să vă bucurați și voi de vacanță. Elena, o ulterioară participare va fi unde? Acum se pregătesc planurile și... Am înțeles. Ești în proces de elaborare a planurilor tale de viitor sau, mă rog, pentru această vară. Oriunde veți ajunge, indiferent că e doar un spectacol de muzică sau doar sau chiar o competiție, eu vă doresc mult succes. Domnul Elefteriu, pentru că aminteați că veți fi implicat sau veți participa și la următoare ediție a festivalului, care sunt aspectele la care veți avea mai multă grijă la organizare sau, nu știu, aspectele foarte importante de tratat cu multă atenție? Mi-aș dori ca copiii care doresc să participe la ediția viitoare să ne anunțe mai din timp, să avem o situație mai exactă. Se face public termenul până la care se fac înscrierile sau... Există informații atât pe site-ul Asociației ProSmec, așa, pe paginile Facebook ale centrului, ale noastre, ale Centrului Cultural Perla din Cernăuți, pe site-ul Consiliului Județean. De obicei, festivalul se organizează în intervalul lunii mai-iunie. Da, în sau luna iunie. Pentru ca oamenii să aibă un reper. Când să înceapă să caute informații? În luna iunie se organizează festivalul. Noi începem prin luna martie să promovăm acest festival. Postăm regulamentul. Este inclus și există un calendar al festivalurilor, poate fi găsit pe net și este inclus și acolo. Și eu mi-aș dori să știm mai din timp numărul de copii care ar dori să se înscrie la acest festival, astfel încât noi să nu mai fim nevoiți să triați atât de mult în faza de preselecție. Exact, foarte greu și foarte dureros. Ați constatat că sunt foarte mulți copii talentați care n-au trecut de preselecție și nu au putut participa. Am văzut copii plângând pentru că nu intraseră în faza finală. Au venit la Cernăuți, erau din zona Cernăuțului, au venit în sala de spectacol și când mi s-a spus că dar nu poți, când ai fost selectat, i-am văzut plângând. Și să vezi o copil... Cum o gâldeață, cu ochii plini de lacrimi, este... Dureros, înfiorător. Ce ar trebui făcut pentru ca suma alocată pentru organizarea acestui festival să fie suficient de cuprinzătoare? Dacă ar exista mai mulți parteneri, în sens, mi-aș dori timp așa să mai avem parteneri. Nu numai ProSmec-ul din Moscova, mai sunt și alte localități. Și când spuneți parteneri, vă referiți în special la ONG-uri? La ONG-uri, sau aveți în vedere și alte instituții? Chiar și primăriile pot sprijini participarea copiilor talentați din localitatea lor. Uh-huh. Eu am avut, domnul primar de la Răgenoasa, la un moment dat punea problema că să plătească transportul și am spus, nu. Anul ăsta nu, pentru că atât timp cât merge și Elena, și Mălina, și Celia, nu li luăm bani, nu acordăm nici suplimentar, nu luăm bani, nu are rost. Dar dacă vrea să premieze pe acești copii, pe Celia și pe Petruța, cu mare drag, am înțeles. Mi-aș dori. Deci premiile au fost și din alte surse, ca să spunem așa. Sigur. Am au fost asigurate sponsor. De sponsor. Am avut și sponsor, da? Chiar și din Iași și din Pașcani, firme. Prieteni apropiați, rude. Deci aviz celor care pot care susține doresc, astfel de manifestări. Doresc, da, sigur. Nu au fost foarte consistente, nu au constat în sume de bani, au fost cadouri simbolice. Diplome, medalii, da? Da, plus niște cadouri simbolice, vă spuneam. Uh-huh. Noi am mai dus cărți în Cernăuți. Am mai avut și alt gen de evenimente. Așa. Vă spuneam la emisiunea trecută, cealaltă asociație, MG Entertainment, am organizat am realizat bustul lui Toporceanu, da, mormânt, am făcut curat
Și când am plecat la Cernuț am avut niște CD-uri cu poezii recitate de George Marici. Și sperăm să-l cunoaștem într-o ediție. Și astăzi ar fi dorit să vină viitoare. Și acum am transmis la ora în jurul orei 2, cred că era, mi-a trimis mesaj, nu pot veni. Și spre surpriza mea la Cernăuț, lucrul eu nu știam, la Școala Populară de Artă, a avut loc o lansare de carte a domnului Corneliu Ciubotari, pășcănean al nostru, fost consul la Cernăuț, actualmente este colaborator la Agerpres, a avut o traducere a unui volum de poezii din Topărceanu în limba bulgară, pentru că dumnealui a fost consul și în Bulgaria. Chiar mi-aș dori un om deosebit, mi-aș dori să-l aveți în emisiune. V-ați dori, de fapt, să-l aveți într-o emisiune. Cu siguranță, dacă veți ști la un moment dat că are drum spre Pașcani, îl așteptăm. Și i-am dăruit un CD-ul și el a fost surprins și am stabilit împreună cu el, la sfârșitul acestei luni, vom avea o lansare de carte la Iași, la Casa Topărceanu. Foarte frumos. De fapt, nu e o coincidență. Este momentul Topărceanu în calendarul activităților culturale, ca să spunem așa, ale românilor. Dar s-a suprapus foarte bine și intenția dumnealor de acolo, de la Cernăuți, cu cea a echipei de la Iași. Al Școlii Populare de Artă, al Centrului Cultural Perla, i-a sprijinit foarte mult pentru copiii din Ucraina, aveau nevoie de vize ca să vină în România. Da. Cât a fost consul la Cernăuți, dumnealui s-a ocupat să rezolve cât mai repede, să nu fie nevoiți copiii și părinții să stea cu ore întregi la consulat. Și un iubitor de cultură, de artă, de folclor, un om deosebit. Am înțeles. Dacă ar fi să mai faceți precizări în direcția spre care am început să ne îndreptăm, copiii să anunțe mai devreme sau părinții, privind înscrierile, dacă se găsesc oameni care se pună umărul pentru obținerea unei sume mai mari sau pentru sponsorizare, de asemenea, să prindă curaj și să se implice. Strict pentru acest festival. Eu mi-aș dori un astfel de festival să-l avem și la noi la Pașcani, să fie nu multe, să fie unul, două mari, în care să oferi cazare copiilor care vin de departe, să oferi niște premii consistente, să poți organiza niște vizite scurte în apropiere, pentru că avem ce să le arătăm și noi. Cu siguranță, doar că trebuie să se găsească mâna aceea de oameni care să pună umărul. Sunt oamenii, mâna aia de oameni există, pentru că nu numai Prosmecu face activități și sunt foarte bine. Dar dacă mai sunt ONG-uri în zonă care se pot implica, sunt așteptate. Mi-aș dori să avem o întâlnire cu reprezentanții ONG-urilor din zona Pașcani, nu doar Pașcani, pentru că iarăși, mă repet, Pașcani nu poate exista fără comunele din jur și nici comunele din jur fără Pașcani. Să avem o întâlnire la care să putem să discutăm, să vedem ce putem face împreună, ce putem realiza, pentru că eu cred cu copiii din Pașcan și din jurul Pașcanilor putem realiza cel puțin 12 ore de spectacol. Dacă nu mai bine. Dacă nu mai bine, pentru că ne apropiem de final, m-aș duce discuția într-o zonă mai generală, dată fiind experiența dumneavoastră pe această categorie a proiectelor culturale. Cum simțiți interesul românului de astăzi pentru astfel de manifestări? Ne mai interesează în mod cert cultura sau mai puțin? Atunci când când nu e, nu-i ducem lipsa. Eu cred că chiar dumneavoastră e o întrebare retorică, de fapt. Cum să nu ne intereseze cultura? Cine nu-și cunoaște trecutul, nu-și poate, nu poate ști ce l-așteaptă viitor. Dar poate începe să fie interesat, dacă nu a făcut ceva în acest sens până acum. Da, eu știu că vă ocupați de coordonarea unui ansamblu. Deocamdată, da. Deocamdată, vă place. Și de acest lucru. Dragoste față de copii și ați văzut copiii au, în primul rând, atracții. Având copii, clar că au și părinții, au și rudele lor. Deci, da, noi românii suntem atrași de folclor, de tradiții. Eu am stat 8 ore în sala de spectacol
Și nu numai eu, și cei care au fost. Și nu vi s-a părut? Nu te plictisești, nu. Mult. Nu, intervalul acesta de 8 ore. Dacă mă gândesc la cele 8 ore de la serviciu, ni se par uneori interminabile. Dar acolo, acolo în sala de spectacol a fost altfel. Depinde de serviciu. La noi, de multe ori, spunem că... E scurt. Cum? Timpul, e ori, intervalul la 3. Da. Da, și s-a terminat. Da, sperăm ca odată ce cresc aceste generații și interesul pentru manifestări culturale să crească, fetelor vă dau posibilitatea în finalul întâlnirii noastre să vă exprimați recunoștința față de oamenii care considerați voi că până în acest moment au avut un rol esențial în evoluția voastră. Elena? Eu mulțumesc doamnei Maria Tănase, care coordonează grupul Balada de la Fălticeni. Faci parte din acest grup, am înțeles. Felicitări și mult succes și ție și grupului și felicitări doamnei. Eu mulțumesc și doamnei învățătoare, dar și părinților care mă susțin. Și care tremură de fiecare dată când voi spune. Să nu uităm de bunici. Au și bunicii un rol în evoluția ta? Da. Ce au făcut bunicii pentru tine până acum? Bunicii m-au susținut și financiar, dar și de fiecare dată. Moral, da? Da. Sufletește au fost acolo, lângă tine și le-ai simțit tu susținerea. Și cu siguranță așa va fi, atâta timp cât sunt în viață, să te bucuri de prezența lor. Petruța? Pe această cale vreau să-i mulțumesc profesoarei mele, Ana Maria Babei. Așa. Profesoare de la școală, doamna Gabriela Bucovina, doamnei directoare, domnului Elefteriu, dumneavoastră pentru invitație, părinților, bunicilor, fratelui meu și, în primul rând, mamei mele, care este în Italia și mă susține. Am înțeles. Spuneai, înainte de a intra noi în emisie, că porți astăzi cu un sentiment deosebit costumul acesta. De ce? Acesta este tradițional, este foarte vechi, peste 100 de ani are. Și... și îl ai de la cine? De la străbunica mea. Am înțeles. Deci, până și bunicii care nu mai sunt printre noi, nu... te susțin cumva, da. Simți aproape de tine atunci când îmbraci acest costum. Fetelor, eu vă urez succes. Mulțumesc. Cu siguranță. Mulțumesc. Cei care vă vor asculta vor fi fericiți întotdeauna să vă aplaude și să vă împărtășească emoțiile lor. Sănătate părinților voștri și atunci când, iată, mai aveți rezultate dintre acestea atât de frumoase, vă așteptăm aici să le împărtășiți cu noi și să ne mai și cântați. Mulțumim, mare drag. Mulțumim și domnului Elefteriu, dar vă dau și dumneavoastră posibilitatea în final să vă exprimați un gând telespectatorilor, colaboratorilor sau acelora către care vreți să transmiteți un mesaj. Vreau să spun că acești copii au mult mai multe persoane la care ar trebui să mulțumească. Eu au spus pe moment, dar Petruța, când s-a lansat, a lucrat cu mai mulți, să nu uităm pe profesor, pe doamna Claudia Martinică, să nu uităm pe doamna Axinia, pe domnii primari de la Răcinoasa, care te-au sprijinit și te-au trimis, la fel și Elena, sprijinul de la școală, doamna director te-a sprijinit, doamna Crâșmoară, cu ținutele din câte știu eu. Este foarte frumos atunci când comunitatea din care vin acești copii se unește pentru a-i susține și pentru a-i ajuta să crească. Nu poți de unul singur, oricât ar fi de bun un copil, nu reușești, nu doar din punct de vedere financiar, că nu e suficient să-i cumperi un costum scump sau să-l duci la un profesor de canto. Nu, copiii trebuie să evolueze, să schimbi la un moment dat profesorul pentru a învăța cât mai mult diferite stiluri. De asta este important să nu uite, să învățăm noi să nu uite cu cine a lucrat și să le mulțumească la toți. Toți au avut grijă de ei la un moment dat și de asta e nevoie și o să aveți, voi trebuie să evoluați în permanență. Primele astea nu trebuie să reprezinte o finalitate, le trebuie să reprezinte doar un început. Voi de acum trebuie să evoluați astfel încât în anii următori, la următoarele concursuri, competiții, să aveți rezultate cât mai bune. Gândul dumneavoastră, deși l-ați adresat fetelor,
trebuie primit și de alți tineri care sunt în aceeași situație. Da. Eu vreau să mulțumesc tuturor, în primul rând părinților, acestor copii, să mulțumesc și lui Celia și lui Mălina, care nu sunt aici. Dar vor fi cu noi. La o întâlnire ulterioară. Să nu uităm pe cei din Sicilia, care sper să vadă emisiunea și să vă revadă cu drag. Pe voi v-ați legat prietenii. Nu am vorbit despre concursul care l-am făcut noi prin stații, prin mașină. Am schimbat canalele, având stații pe mașină. Și am mai făcut un festival. Copiii ne-au cântat în mașină. Foarte frumos. Pe traseu. Da. V-ați antrenat până să ajungeți propriu-zis pe scenă, ați făcut exercițiile de încălzire până... La întoarcere. Da, v-ați manifestat bucuria pentru rezultatele obținute acolo. Vă felicităm și pe dumneavoastră pentru implicare și pentru ceea ce ați realizat la Cernăuți și atât cât depinde de noi, punem umărul să fie o ediție mai frumoasă și mai bine pusă la punct. Eu sper ca prin intermediul noastră să unim asociațiile, să ne întâlnim la o discuție cu liderii asociațiilor, să vedem, poate realizăm și un pas ca început. Atât cât ne stă în putere, suntem prezenți la ulterioare întâlniri pentru a discuta și acest aspect. Mulțumim încă o dată pentru participare. Stimați telespectatori, urmează obișnuita pauză de publicitate, după care vă aștept să cunoașteți alți oameni ai viitorului. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copilului. Te așteaptă cu oferta săptămânii. Cărucioare Landou și modul sport rezistente cu suspensii și roți mari în diverse culori la numai 399 de lei. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Hagi Gold. Cele mai mari prețuri, cel mai mic comision. Cumpărăm orice fel de aur și argint. Amanetăm bijuterii. Amanetăm autoturisme. Amanetăm ceasuri. Cele mai bune cotații de schimb valutar. MoneyGram, transfer de bani în jurul lumii, la tarife avantajoase. Ne găsiți pe Splanada din Pașcani, la parterul blocului D8 și în zona Deal, lângă magazinul Profi. Relații la telefon 0232-720-855. Hagi Gold. În cazul în care se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul și liniștiți persoanele din jur. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Nu utilizați liftul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete interior sau adoptați o poziție ghemuit, acoperit și susținut de un obiect solid. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne.
Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Spectatorii, oamenii viitorului pe care vă propun să-i cunoașteți în această seară, sunt doi tineri foarte frumoși, foarte inteligenți, șefi de promoție la gimnaziu, în cadrul liceului teoretic Miron Costin din Pașcani. Este vorba despre Cătălina Bădărău. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit și felicitări pentru reușită! Mulțumesc frumos! Și Costan Tudor. Bună seara, Tudor! Bună seara! Bine ai venit la Dialoguri Esențiale. În această seară sperăm să aflăm de la voi care este cheia succesului. A fi șef de promoție la sfârșitul unei perioade școlare cu multe schimbări și transformări de-a lungul ei este o reușită. Pentru început, Cătălina, că așa este firesc să dăm fetelor, nu? Prioritate și întâietate. Spune-mi dacă atunci când ai intrat în clasa 5-a, ți-ai formulat așa ca obiectiv să fii șef de promoție. În primul rând, între a 5-a, speram să am colegii mei din 1-4, pentru că urma o perioadă nouă și nu mă așteptam să primesc atâta bucurie din partea tuturor, pentru că eram toți foarte speriați. Nu știam pe cine să avem ca diriginte și, sincer, știam că o să fie foarte bine și că o să am un prim start foarte bun. Am înțeles. Nu mă așteptam chiar așa de bine, dar m-am descurcat bine. Erai prea mică atunci ca să te gândești cum va fi finalul acestor 4 ani. Deci, da, nu te-ai gândit. Nu-mi venea absolut deloc în cap că o să ajung o șefă de promoție. Dar pe parcurs ți-a venit această idee? Da, pe parcurs mi-am dat seama că trebuie să ajung departe și chiar m-am implicat foarte mult în activitățile noastre din clasă, la concursuri și la olimpiade. Am o fire destul de competitivă și astfel am reușit să ajung unde am ajuns. Este benefică competiția? Ție ți-a făcut bine? Eu spun că majoritatea copiilor necesită să aibă o fire competitivă, pentru că altfel nu prea ai cum să te implici. Și fiind așa o fire mai firavă, uneori nu poți să fii așa de implicat în ceva care îți dorești. Și care presupune, nu? Și tensiune, și presiune, și muncă. Apropo de muncă, la ce activități sau, nu știu, lucruri de vârsta voastră ai renunțat ca să ai timp să te pregătești și să reușești această performanță? În general, nu pot spune că am renunțat la o parte din lucrurile care îți firești pentru vârsta noastră, pentru că știu să-mi organizez timpul foarte bine și eu spun că oricine poate să reușească așa ca mine. Ia să vedem dacă e chiar așa, dacă e chiar oricine. Ne spune Tudor, ție când ți-a venit, când s-a cristalizat așa în mintea ta ideea că e posibil să fii sau că vrei cu adevărat să fii șef de promoție la final de gimnaziu? Păi, nu am plecat din start cu această idee. Da, probabil și din cauza că sora mea a fost o competiție între mine și sora mea, care a învățat foarte bine. Așa. A fost și ea șefă de promoție? Da. Și lucrul acesta te-a motivat? Într-un fel, da. M-a motivat. Sora ta este cu câți ani mai mare decât tine? Cu 11. Așa. Și ai reușit pentru că ai avut un model în familie, da, să spunem. A mai contat și altceva? Nu știu. Mediul educațional. O anumită persoană din... Cătălina amintea că în cazul ei colegii, colectivul a avut un rol foarte important. Pe tine ce te-a ajutat să ajungi în acest moment, iată, încununat de succes? Părinți. Așa. M-am gândit că, na, muncesc pentru mine, mă întrețin și să vin cu o notă proastă de la școală, nu prea de te-a bine. Deci motivația ta a fost aceea de a aduce mulțumire părinților? Într-un fel, da. Da. Într-un fel, da. Bun. Spune-mi, cât de greu ți-a fost sau cât de la îndemână să te pregătești temeinic, zilnic, intens, pentru aceste rezultate deosebite? Pot să spun că
nu mi-a fost foarte greu, adică am dus o adolescență normală. Sacrificii n-ai făcut? Nu, nu pot spun că am făcut sacrificii. Am încercat să alternez învățatul cu relaxatul. Și ai reușit. Am reușit. Ați dovedit că se poate. Da. Da? Fără să ne plângem și fără să ne dorim, nu știu, mai mult timp liber. Pentru că așa spun tinerii de vârsta voastră, că nu au timp liber. Tu ai timp liber, Cătălina? Eu pot spune că reușesc să-mi fac timp liber și să ies afară și să-mi petrec timp cu familia, cât și să dedic timpul învățatului, cât iată, m-am ajuns aici cu rezultate bune, fără să petrec non-stop învățând. Am înțeles. Urmează o altă perioadă, perioada liceală. Acum, pentru că ați gustat din ceea ce înseamnă nu, succesul, ați fost, sunteți șef de promoție, v-ați fixat ca obiectiv să ne revedem în această ipostază peste următorii 4 ani, Cătălina? Eu spun că îmi doresc la fel de bine să fiu cu învățătura și chiar o să lupt pentru a ajunge din nou ceea ce sunt și acum și nu o să mă dau bătută pentru că este foarte bine să știi când ceea ce muncești timp de foarte mulți ani este până la urmă răsplătit. Sună așa ca o declarație de război viitorilor tăi colegi de clasă care vin cu asemenea aspirație la liceu, dar pentru că veni vorba spre ce domeniu te îndrepți, unde vei continua studiile? Eu îmi doresc să continui studiile tot aici, la Liceul Teoretic Miron Costin, la profilul de științe ale naturii, pentru că... În perspectivă, spre ce domeniu te vei îndrepta? Nu sunt neapărat hotărât încă, pentru că știu că este foarte mult timp la dispoziție. Din clasa a 6-a știu că mi-am dorit să mă îndrept prima dată spre filologie. Așa. Și am dorit atunci să o iau spre avocatură. Dar spre sfârșit de clasa a 7-a, începutul clasei a 8-a, mi s-a schimbat preferința. Mult așa. Preferința, în primul rând, datorită profesorului de matematică, domn profesor Brădățeanu. El mi-a schimbat decizia, spunându-mi că sunt foarte multe oportunități ducându-mă la științe ale naturii și are foarte mare dreptate și chiar mă îndrept spre acest profil. Am înțeles. Tudor, despre viitorul tău, ce ne poți spune în momentul de față, ce perspectivă clară ai, ce vei face? Păi, în primul rând, aș vrea să urmez tot cursurile liceului Miron Costin. Așa. La profilul științe ale naturii. După, aș vrea să urmez cursurile Facultății de Medicină Iași. Am înțeles. Și? Ai un model în familie din acest domeniu. De ce medicină? De ce medicină? Mama și sora mea lucrează în domeniul medicinii și așa. Cam ele m-au îndrumat. Vrei să continui cumva tradiția de familie în ceea ce privește profesia. Cătălina încă nu este decisă ce va face. Cu siguranță va veni un moment în care va lua această decizie. Indiferent de ceea ce voi veți hotărâi, eu vă doresc să aveți mult succes. În final, dacă vreți să adresați un gând celor care v-au îndrumat sau persoanelor foarte importante, acelea care au pus umărul la realizarea acestui frumos rezultat al vostru de la final de gimnaziu. Cătălina. Eu doresc să mulțumesc în primul rând familiei mele pentru că m-au susținut întotdeauna și s-au sacrificat pentru fiecare moment în care eu am avut mare nevoie de ei și întotdeauna mi-au răspuns la orice lucru de care am avut nevoie, conducerii școlii, dirigintei mele care pot spune că mi-a fost ca o a doua mamă tot timpul. Au fost foarte... Nici nu pot să o detaliez cât de bine ne-am înțeles, da? Am înțeles. Cât ne dojenea, cât ne învăța, tot timpul a fost fermă, nu a fost severă și tot timpul am reușit să învățăm foarte multe lucruri datorită ei. Foarte frumos. Doresc totodată să mulțumesc și tuturor profesorilor pentru că nu ne-au lăsat niciodată întrebări fără răspuns și ne-au învățat tot ce trebuie să știm și spun că în mare parte datorită lor am ajuns aici pentru că ei ne îndrumă spre un viitor cât mai bun și nu în ultimul rând colegilor noștri, că ei ne-au apreciat, ei ne-au susținut și spun că și lor trebuie să le mulțumim.
Și în același timp îți dorești să rămâneți, nu? Totodată îmi doresc. Să beneficiezi de aceeași atmosferă competitivă și la nivel liceal ca să reușești să-ți îndeplinești obiectivul acela de a fi din nou șef de promoție. Adevărat. Da. Gândurile tale spre cine se îndreaptă, Tudor? Cum a spus și Cătălina, familiei care m-a susținut și am muncit din greu, profesorilor care m-au, datorită cărora am ajuns aici, dirigintei și colegilor care mi-au fost ca o familie și care m-au susținut spre această reușită și surorii mele care mi-au fost ca un model. Și lista e lungă, ea ar putea continua, nu? Da. Pentru că cei care v-au sprijinit au fost mult mai mulți decât vă puteți aminti acum. Cu o întrebare de final, ce înseamnă pentru tine succes, Cătălina? Pentru mine succesul înseamnă odată o împlinire a faptului că ai dus foarte multe greutăți și te vezi că ai reușit, după multă muncă, să ai parte de o răsplată. Și spun că nu strică să fii competitiv, pentru că succesul, până la urmă, singur îl poți face și e bine să fii în viață așa un om descurcăreț. În viziunea ta, succes înseamnă muncă, nu noroc. Nu noroc. Am înțeles. Tudor? Succesul, din punctul meu de vedere, este o viață împlinită, cu un loc de muncă la locul tău. Da. Să ai o familie. Să... Pentru care muncești tu pentru sau care... vin de undeva toate aceste să lucruri bune? Muncesc pentru ei. Să fiu îndrăgit, iubit. Da. Am înțeles. O definiție așa foarte vastă a ideii de succes. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți invitații mei în această seară, să ne întâlnim și în acest cadru. Eu am vrut să vă cunoască lumea și să, nu știu, vă mai dau o motivație ca peste 4 ani să aveți aceeași, să ne întâlnim în aceeași postură în care sunteți acum. Șef de promoție. Succes, dar până la începutul de anul următor să vă bucurați o vacanță frumoasă, pentru că meritați pe deplin. Și felicitări și părinților voștri pentru această reușită, pentru că și ei au avut un rol important. Stimați telespectatori, încheiem așa într-o notă optimistă, cu gândul la vacanță, întâlnirea noastră din această seară. Vă aștept joia viitoare cu un alt subiect de interes. Până atunci vă doresc toate cele bune tuturor!